O expoziție mai puțin obișnuită a fost inaugurată la Muzeul Național de Artă din Capitală. Este intitulată Despre negru și reunește lucrările unui distins artist plastic român, Petru Lucaci, care la începutul anilor 90 s-a concentrat asupra culorii negre. De atunci a experimentat în diverse materiale și tehnici, iar lucrările și expozițiile personale i-au adus o recunoaștere internațională. Petru Lucaci vine în premieră cu expoziție personală la Muzeul Național de Artă din Chișinău. O instituție față de care am admirație totală, pentru că am văzut că poate să deruleze proiecte de anvergură internațională. Bienalele internaționale de pictură organizate în acest spațiu au fost formate de impact internațional. Curatorul expoziției, Ruxandra Demetrescu, s-a referit la dimensiunea înnoitoare adusă în lumea artei contemporane de discursul plastic al lui Petru Lucaci. Un artist bine cunoscut nu doar în România, ci și pe plan internațional. Petru Lucaci a experimentat cu materiale, cu tehnici. Există, în afară de obiectele de lemn, există material textil, asta este ultima sa inovație. De mulți ani el se joacă, între ghilimele, cu cărbunele. Petru Lucaci a transformat această materie organică, a șlefuit-o și a introdus-o în tablourile sale. Este un artist total, pentru că optează pentru mai multe direcții în artele vizuale. La Chișinău vine cu o expoziție cu care ne demonstrează capacitatea negrului, găsește expresivitatea negrului în general în pictură. Sunt emoționat pentru să descoper negru altfel. Din punctul meu de vedere, n-ar însemna negru nimic dacă n-ar fi albul în jurul lui și în interiorul lui. În contrast, de fapt, se vede adevărul. Florina Breazu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, i-a înmânat lui Petru Lucaci, care este și președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, diploma de onoare și medalia Mihai Grecu. Expoziția Despre negru va fi deschisă până pe 6 noiembrie.